Slăvit să fie Domnul! Cu bucurie ne exprimăm recunoștința pentru progresul realizat în construcția casei de adunare a Oastei Domnului Suceava. Mulțumim întregii comunități pentru sprijinul în rugăciune, dar și pentru contribuțiile practice. Suntem recunoscători fiecărui frate pentru efortul susținut, dedicarea exemplară și modestia manifestată pe parcursul lucrărilor de construcție. Acoperișul vechi a fost înlocuit, s-a îmbrăcat partea superioară și s-a izolat termic la interior. În interiorul sălii de sus au fost trase instalațiile electrice și termice. Am achiziționat centrale termice pe gaz cu butelie exterioară pentru încălzirea sălii de adunare. Odată cu venirea sezonului rece, avem în plan finalizarea lucrărilor de izolare termică a exteriorului. Acest demers are scopul de a conserva căldura în interior pe durata iernii, permițându-ne totodată să continuăm cu progresul lucrărilor interioare, cum ar fi finisarea pereților, a șapei, a pardoselii, a tavanelor și a altor elemente. Menționăm că aceste lucrări sunt complexe și costisitoare, motiv pentru care vă rugăm cu încredere să ne continuați sprijinul, pentru care vă suntem recunoscători. Și lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci pentru Domnul Dumnezeu. 1 Cronici, capitolul 29, versetul 1.